În anul 2007 am organizat la București un congres mondial al Asociației Internaționale a Chirurgilor, Gastroenterologilor și Oncologilor, la deschiderea căruia a fost prezent președintele Traian Băsescu. La acest congres au fost invitați câțiva cercetători români de top din diaspora, Victor Verculescu, Dan Duda, George Călin, Ștefan Constantinescu. Și ei au fost primiți după aceea în mod separat de președintele Traian Băsescu. A fost o discuție foarte constructivă legată de disponibilitățile diasporei de a ajuta comunitatea românească de cercetători. Și din anul următor, Ministerul Cercetării, actualul Minister al Cercetării, Inovării și Digitalizării, a organizat întâlniri periodice cu diaspora românească. De ce este important acest lucru? Pentru că în cercetare există particularități ale acestui domeniu și una dintre ele, sigur, sunt grade diferite de dezvoltare parcurse în funcție de bugetul alocat. Se știe ce puțin alocă România, din păcate, în acest domeniu. Se știe ce mult alocă Statele Unite sau Europa de Vest. Se știe că, de fapt, această investiție nu înseamnă niște bani pierduți, ci, din contră, ei se întorc în multe alte moduri. Dezvoltarea cercetării e o prioritate a fiecarei țări dezvoltate. Și atunci, evident că e o diferență între nivelul la care se află cercetarea în Europa de Vest sau Statele Unite și nivelul la care se află în România. Pe de altă parte, însă, România nu își poate permite să piardă timp ca să ajungă din urmă nivelul cercetării de acolo. Și atunci are nevoie de sprijin. Exact, exact. În sensul că atunci când concepem proiecte de cercetare în România, ne propunem de la bun început să obținem rezultate la nivelul zilei de astăzi, ceea ce înseamnă la nivelul cercetării din Europa de Vest și Statele Unite. Singura formulă în care putem atinge un astfel de obiectiv este aceea în care implicăm de cele mai multe ori chiar direct cercetători străini în proiecte, uneori ei sunt cei care conduc proiectele, fără doar și poate, împreună cu echipele noastre. Ne-a spune că e o frustrare în cazul ăsta, cu atât mai puțin o rușine, ci din contră, ca să fim la nivelul cercetării avansate internaționale, trebuie să alcătuim colective de cercetare în care simplu fapt că suntem acolo este foarte onorant pentru noi. De asta Ministerul Cercetării Inovării și Digitalizării organizează și în acest an la Timișoara o astfel de întâlnire. Cine au fost primii care și-au arătat sprijinul? Aș spune că din cele două zone geografice, Statele Unite și Europa de Vest. Poate în mod particular Statele Unite, chiar dacă sunt undeva mai departe, bineînțeles că nivelul investițiilor în cercetare în America e mult mai ridicat decât oriunde în lume, inclusiv decât în Europa de Vest, de aceea și cercetătorii români pe care i-am dat ca exemplu, l-aș mai putea adăuga pe Mircea Ivan, l-aș mai putea adăuga pe Florin Șelaru, au ajuns în poziții de vârf și au publicații, bineînțeles, de nivel mondial și atunci ei sunt mai numeroși. Cum putem crește? Bun, facem aceste întâlniri, sunt de bun augur și e un pas foarte mare pentru noi înainte în domeniul cercetării. Dar aici în țară putem crește cumva bugetul, finanțarea, să alocăm un pic mai multă atenție. Asta nu depinde de cercetători, asta e o decizie politică și din păcate nivelul finanțării în România rămâne la fel de scăzut și ultimul din Europa, din câte știu. Asta nu înseamnă că cercetătorii români sunt descurajați. Din aceste parteneriate cu diaspora românească se nasc de cele mai multe ori cooperări interesante, proiecte interesante și apar rezultate interesante. Academicianul a mai subliniat și faptul că Israel reprezintă un pilon important pentru dezvoltarea domeniului cercetării în țara noastră. Cât despre cei din Israel? Ei, aici aș vrea să ajung la un alt punct interesant, aș spune, al discuției, în sensul că
Israelul reprezintă o zonă foarte specială. Mai întâi că din punct de vedere al dezvoltării, Israelul este Statele Unite. Sunt echivalente și vorbind de medicină, nivelul medicinei care se practică în Israel e același ca în Statele Unite. Majoritatea vârfurilor medicinei israeliene sunt formate în Statele Unite. Au și această viziune pragmatică pe care ar fi bine să o avem și noi. Rezultatele cercetării sunt translatate foarte rapid în companii spin-off și sunt valorificate inclusiv comercial, asta ajutând la finanțarea pe mai departe a cercetării, pentru că dacă ar fi să ne punem problema ce putem face ca să creștem finanțarea, ăsta e unul din mecanisme, numai că în România legislația e încă foarte greoaie. Crearea unei companii spin-off care să valorifice rezultatele dintr-un colectiv de cercetare, dintr-un centru de cercetare, e atât de greoaie încât unii au și renunțat. Încă emigrația românească rămâne bine reprezentată acolo. Și chiar din colegii israelieni care nu fac parte neapărat din emigrația românească, disponibilitatea de a ajuta e foarte mare. Pentru că vorbeam de cercetători străini care se conducă proiecte în România și aici v-aș da exemplu proiectului numit DiaCure al Universității Titu Maiorescu, condus de doamna profesor Sarah Ferber de la Tel Aviv. Timp de mai mulți ani de zile a condus acest proiect care și-a propus să transforme celule hepatice, celule ale ficatului, în celule secretante de insulină, deci cumva în celule pancreatice, și să ajute în felul ăsta bolnavii cu diabet. Aria cea mai fertilă de cercetare în care sunt prezenți și cercetători români spune că este genomica și mai ales genomica oncologică, identificarea unor gene care duc la apariția cancerului, identificarea unor marcări de prognostic sau de tratament. În parcursul carierei medicale, profesorul Irinel Popescu a descoperit în istorie o personalitate complexă și fascinantă a culturii românești, un prolog al modernizării acesteia, savantul Iuliu Baraș, despre care, alături de alți coautori, a scris o carte, Un iluminist evreu în țara românească. Este vorba despre o monografie dedicată lui Iuliu Baraș. Iuliu Baraș spune că e un exemplu foarte bun, în primul rând, de personalitate cu multiple fațete, în mijlocul secolului al XIX-lea. El a ajuns în București în anul 1941, după aceea a avut un periplu pe la Călăraș ca medic de carantină, la Craiova ca medic șef de județ, s-a reîntors la București în jurul anului 1850 și aici a fost pe rând medic, a fost și medic de adulți și medic de copii și a înființat primul spital de pediatrie din București. A fost profesor la Colegiul Sfântul Sava, a fost profesor la Școala de Agricultură, a fost profesor la Facultatea de Medicină, chiar înainte, când funcționa ca și Școală Națională, înainte de a se înființa ca facultate. A fost ziarist, a înființat un ziar care se cheamă Israelitul Român și mai ales o revistă care s-a chemat la început Isis sau Natura și după aceea Natura, și care a apărut la mijlocul unui secol în care științele naturale au fost extrem de puternice. Revista lui s-a inspirat cumva dintr-o revistă care se numea Isis și care a apărut în Germania. El a murit tânăr, din păcate, în 1863 și iată, în 1869 la Londra a apărut această celebră revistă care apare și astăzi, care este Nature, regina mamă a tuturor, revista mamă a tuturor revistelor lumii celor științifice vorbesc. A fost prieten cu Cia Rosetti, a fost prieten cu unii din oamenii politici importanți, cu colegii lui medici, a participat la înființarea Asociației Medicale Române, care există și astăzi. A fost un om cu o angajare civică formidabilă și a spune că a fost unul dintre cei trei, dintre cele trei personalități ale comunității evreiești care au contribuit la formarea statului român modern. Ca să le ducă pe toate la capăt a fost nevoie de un efort extraordinar. A spune, decesul lui prematur la 48 de ani a fost, în opinia mea, un caz tipic de karoshi, ce numesc japonezii moarte până epuizare, pentru că a muncit prea mult și revista, revenind la revista Isis sau Natura,
o scria noaptea. Deci el muncea toată ziua pe diversele terenuri, preda la Colegiul Sfântul Sava, preda la Școala de Agricultură, preda la Facultatea de Medicină, avea pacienți și îi îngrijea și uneori trebuia să facă drumuri cu trăsura. Deci uneori nici nu percepea onorariu pentru asta, era un om dedicat bolnavilor. El a spus foarte clar că unii oameni trebuie să se și sacrifice și el s-a sacrificat pentru o cauză nobilă, chiar foarte nobilă. Teatru evreiesc de stat, care s-a numit în timp Teatru Barașeum, este făcut pe locul fostei case de locuit al lui Iuliu Baraș. Spitalul era puțin mai încolo, pe strada numită Cuțitul de Argint. Baraș a investit personal, nu a fost ajutat. El a investit cu speranța că la un moment dat primăria va cumpăra acest spital și îl va asuma. Nu s-a întâmplat așa, din păcate. Primăria, într-adevăr, și-a dat seama că trebuie să înființeze un spital pentru copii, dar a cumpărat casele din zona actualului Spital Grigore Alexandrescu și acolo au fost construite. Cartea va fi lansată pe 16 martie și la Institutul Cultural Român din Tel Aviv.